aflu de curând, copilul mare nu merge la școală când mama calcă și spală, pentru că trebuie să îngrijească ceilalți frați. Sunt copii în mediul rural care scriu pe un caiet de la un an la altul sau care au un creion, un banal creion pe care și-l dau de la unul la altul. De ce? Nu există posibilități financiare, prioritățile pentru părinți sunt altele. Educația intervine abia după ce le dai de mâncare, îi îmbraci, îi încalți și abia după te mai gândești, da, are caiet, are stilou. Există copii de clasa 3-a, 4-a care săptămâna trecută au primit de la mine un stilou și era primul. Zici, doamna, ce e ăsta? Bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Crește Mari, o ediție cu totul și cu totul specială și o să vă dați imediat seama de ce, pentru că vorbim despre un proiect special, Împreună pentru Educație se numește, derulat de Teach for Romania și avem două doamne foarte drăguțe aici care să ne vorbească despre acest proiect, Mara Niculescu, care este director de comunicare Teach for Romania, și Raluca Niculescu, vezi că tot ți-am pocit numele, fără nicio legătură de rudenie între ele. O frumoasă coincidență. Da, de la Academia pentru Fapte Bune. Da, Academia Faptelor Bune. Academia Faptelor Bune. Vorbim prima dată cu tine, Mara, să ne spui așa câteva cuvinte despre proiect și apoi vorbim despre beneficiarii, cei care într-adevăr se aleg cu ceva de pe urma acestui proiect. Sigur. Proiectul Împreună pentru Educație a venit ca un moment firesc în evoluția organizației noastre după 10 ani de Teach for Romania, în care am crescut foarte mult și în care am învățat foarte multe lucruri. Ne-am dat seama că este momentul ca să dăm și noi înapoi în rândul organizațiilor mici și mijlocii care sunt în faza în care eram noi acum câțiva ani pentru a ajuta să crească, ca să putem să lucrăm împreună pentru a-i susține pe copiii vulnerabili din România. Teach for Romania este o organizație care lucrează pentru o educație de calitate în mediul rural și pentru copii vulnerabili. Și când zic pentru copii vulnerabili, mă refer la aproape jumătate din copiii din România, pentru că aproape unul din doi copii din România sunt la risc de sărăcie și excluziune socială. Noi ne concentrăm foarte tare pe calitatea actului educațional, pe calitatea profesorilor pe care îi punem în fața elevilor, care influențează critic ce ia copilul din orele petrecute la școală, dar ne-am dat seama că, desigur, asta este un element teribil de important în dezvoltarea copiilor, dar trebuie de asemenea ca copilul să poată ajunge la școală. Aș spune că astea sunt două provocări majore pe care le are sistemul de învățământ astăzi: calitatea și accesul copiilor la educație. Noi de acces nu ne-am ocupat niciodată, pentru că este o muncă foarte specifică și foarte diferită față de a te asigura că ceea ce se întâmplă la oră este de calitate. Acolo ne-am concentrat noi atenția. Da, adică până acum toată atenția era îndreptată sau toate fondurile sau toată grija pe ceea ce se întâmplă în clasă, dar exact, nimeni nu se gândea cum să faci să aduci copiii în clasă, pentru că este foarte greu în multe situații, da, să ajungi în clasă. Bineînțeles, noi am lucrat, uite, în decursul acestor 10 ani cu aproape 90.000 de copii din toată România și ne-am dat seama că pe lângă nevoia proiectului și munca extraordinară pe care o fac organizațiile mici cu amprentă locală, ne-a fost foarte evidentă prin prisma profesorilor pe care noi îi susținem, de la care auzeam foarte des faptul că ok, bun, știu ce trebuie să fac la clasă, dar am copii care au nevoile. A, B, C, D, nu știu, haine, relații provocatoare în familie, părinți plecați în străinătate, condiții precare economice, etc. Ce fac în legătură cu asta?
Profesorul orchestră, care este și asistent social, și mediator școlar, și profesor extraordinar, și toate aceste pălări, nu există, nu se poate, sunt, și din fericire, sunt alte organizații și alte instituții, dar în lipsa acțiunii instituțiilor sunt alte organizații, pe cum... precum Academia Faptelor Bune, despre care o să povestim imediat, care oferă niște servicii foarte importante copiilor și familiilor lor, astfel încât copiii să poată să ajungă la școală. Ca să înțeleagă toată lumea, și pentru mine, adică e prima dată când aud eu așa ceva, poate au mai existat, dar n-am auzit eu, un ONG mai mare care ajută ONG-uri mai mici ca ele la rândul lor să ajute copiii. Deci este un lanț și voi vreți practic să învățați pe cei mici să devină mai mari, astfel încât cât mai mulți copii să aibă parte de sprijin. Tocmai este o industrie a binelui în care este foarte important să lucrăm împreună, nu în competiție unul cu celălalt. Suntem mult mai puternici împreună dacă pentru același copil reușim și să-i oferim o educație de calitate și să-l aducem, să-l ținem la școală și să-i susținem părinții, ca să poată să-i susțină la rândul lor, să le susținem la rândul lor traiectoria copiilor în școală, atunci realmente reușim să generăm impact pentru copilul respectiv. E nevoie de mai mult, de mai mulți dintre noi, de mai multe ONG-uri, de mai multe organizații și oameni care se pricep la tot felul de subiecte destul de tehnice atunci când îți pui problema realmente cum să și soluționezi problemele copiilor, ca să putem să facem o schimbare care să fie durabilă pentru copii și să le putem da realmente șansa ca să-și manifeste potențialul pe care fiecare dintre ei îl are. Deci acum să ne spună Raluca exact ce se întâmplă în teren. Exact, realitatea. La firul ierbii. Eu cred că mulți dintre noi trăiesc într-o bulă. Adică nu știu exact ce se întâmplă în comunitățile mici, în comunitățile sărace, în... Care este realitatea? Că tu o cunoști prea bine. Ce se întâmplă în România zilelor noastre? Ce pot să confirm că nu putem pune semn egal între educația din capitală sau din marile reședințe de județ și ce se întâmplă în mediul rural. Noi suntem o organizație mică, fondată de mine în 2017, dintr-un vis frumos, îmi doream să fac ceva pentru mine, am plecat dintr-o corporație a cifrelor și am ajuns într-un domeniu social-educațional în condițiile în care n-aveam experiență absolut deloc, nici măcar nu eram mamă la momentul respectiv, dar știam că vreau să fac ceva pentru suflet. Și acest ceva pentru suflet astăzi este Academia Faptelor Bune, o organizație mică, locală. Activăm în două comunități rurale, punctual în comuna Găneasa din Ilfov, unde avem un centru social-educațional ridicat de noi de la zero, într-o comunitate predominant etnie romă, și aici pot să vă dezvolt provocările acestei comunități, dar de asemenea și în județul Buzău, 80% din activitatea noastră este în mediul rural, prin sate și cătune din munții Buzăului. Cu acești copii sau ce am identificat la acești copii? Sunt, în general, familii multiple, familii vulnerabile, știm cu toții cam ce înseamnă. Aflu de curând, copilul mare nu merge la școală când mama calcă și spală, pentru că trebuie să îngrijească ceilalți frați. Sunt copii în mediul rural care scriu pe un caiet de la un an la altul sau care au un creion, un banal creion, pe care și-l dau de la unul la altul. De ce? Nu există posibilități financiare, prioritățile pentru părinți sunt altele. Educația intervine abia după ce le dai de mâncare, îi îmbraci, îi încalți și abia după te mai gândești, da, are caiet, are stilou. Există copii de clasa 3-a, 4-a care săptămâna trecută au primit de la mine un stilou și era primul. Zic, doamna, ce e ăsta? Deci este emoționant. De uimitor, dacă se... adică nu... Asta ți se pare că se mai întâmplă în filme sau că se întâmplă într-un alt... Nu, e România zilelor noastre și poate programele educaționale n-ar mai trebui așa trasă o formulă de sus până jos, să aplici aceeași regulă, aceeași materie. Nu sunt expert în educație, repet, dar poate ar trebui programele adaptate astfel încât
să reușim să creștem sub o formă sau alta calitatea vieții acestor copii și să facem educația mai atractivă și mai potrivită contextului nostru. Și realist cum vorbim. Să faci asta? Ok, la modul ideal, cum ar trebui să fie? Împărțită cum? Adică în capitală sau în orașe să se învețe ceva? Sau adică care crezi tu că ar fi soluția? Sau ce ai putea să faci concret? Cum să diferențiezi? Ne repet, nu ca expert în educație, dar poate ar trebui adaptată programa pe module, pe mai multe categorii, pe clustere, pe să nu mai avem un examen național același pentru toți, pentru că în mediul rural gradul de promovabilitate este foarte scăzut. Nu mai zic că foarte puțin ajungă la licee, că în general liceele unde sunt? În reședințele de județ sau într-un oraș apropiat care poate fi și la 40-50 de kilometri. Provocarea pentru părinți, chiar dacă acel copil este capabil și am confirmări de la cadrele didactice. Raluca este un copil de 6-7 în condițiile în care scrie pe un caiet. Dacă ar fi avut puțin suport, dacă ar fi avut o masă pe care să scrie, acesta era un copil de 9 și de 10. Se pierd, din păcate, pentru că nu au resursa materială, nu au educația și suportul părinților. Asta este un exemplu. În schimb, o să aduc în discuție cazuri fericite de copii care au suportul învățătorului, dirigintelui și care face mai mult decât să-și predea ora să iasă din clasă. Este o umbrelă pentru acei copii. Am cunoscut de curând o comunitate pentru care chiar vreau să fac mai mult. Acea doamnă învățătoare, pe lângă faptul că era un învățământ nu simultan, cum am mai întâlnit, clasa 1 cu clasa 3 sau a 2 cu a 4. Într-o comunitate rurală din județul Buzău, singura școală din județ, unde copii de grădiniță până la clasa a 4 învață în aceeași încăpere cu aceeași doamnă. Deci un asemenea simultan eu n-am mai întâlnit. Dar se poate, pentru că acea doamnă ține școala, este sufletul școlii, acea doamnă le aduce de mâncare, acea doamnă în pandemie i-a adunat la ea acasă, în povestea Raluca, ce tablete, ce telefon, nu au semnal, sunt copii din cătune izolate, case răsfirate aici, colo. Am preferat să-i adun acasă la mine, era un cadru cald, la o masă, unde le dădeam și să mănânce. Nu poți să faci educație când ești ud la picioare, când îți este foame și sete. Așa a găsit ea formula, mi s-a părut o formulă de succes pentru comunitatea ei. Este rețeta care a funcționat acolo. Poate în altă comunitate funcționează altceva, poate un schimb de bune practici. Noi, ca organizație mică, suntem o verigă care împărtășim cumva de la o comunitate la alta. Uite ce am întâlnit acolo, încercăm să punem în legătură cadrele dincolo de ajutorul copiilor, astfel încât și ei, într-un cadru informal, prietenos, să învețe unii de la alții și să nu existe o competiție, cum nu există nici între noi, ONG-urile, să nu existe nici între unitățile de învățământ, că nu și are rostul. Da, este uimitor ce aflu de la tine. Da, pe mine mă șochează să aflu că mai există astfel de cazuri în 2023 și că sunt foarte multe. Se mai folosesc copiii la muncile câmpului? Mai sunt părinți care preferă să-l trimită să umple cu... E o aritmetică așa foarte pragmatică și unor copii... Eu știu că asta se întâmpla, cel puțin în copilăria mea, astea erau problemele, că preferai să se ducă la muncile câmpului, preferai să lași să se ducă cu vaca, să se ducă cu animalele, cu... E ca o casă, ca atunci când construiești o casă. Întâi îți trebuie fundația, îți trebuie înțelegerea părinților, a copilului, că educația este ceva util pentru viața copilului. Asta nu este ceva evident pentru toți părinții. Marea majoritate a părinților își doresc numai ce este mai bine pentru copilul lor. Dar pentru mulți nu este evident că să investească în educația copilului este o investiție bună, care are sens pentru copil. Chiar nu este evident.
Poate pentru că ei înșiși, părinții, nu au foarte multă școală, poate în comunitatea lor oamenii nu au foarte multă școală în general, și se pun niște probleme așa foarte pragmatice, adică în condițiile în care resursele sunt puține și banii sunt foarte puțini, ce alegi să faci? Alegi ca să muncească și copilul tău preadolescent și să contribuie la veniturile familiei sau nu. Copilul alege să facă o meserie pe care o vede în familie, nu știu, oier, mar n-am, și să rămân, sau să rămână în continuare în școală. Am văzut, iar uneori ești așa de neputincios în a genera această înțelegere că, uite, este un beneficiul este în beneficiul copilului tău și nu vezi acum, trebuie să mai ai un pic de răbdare și trebuie să ai încredere în mine că într-adevăr ăsta este cazul, durează ceva timp până când să reușești să demonstrezi cum ar fi mai bine spui, decât lupta prin... este cu părintele mai degrabă, adică că vorbeai la început de înțelegere. Da. Cine are mai puțină înțelegere sau cine are mai multă înțelegere, copilul sau părintele? Cred că uneori problema... Pe copil trebuie să copilului trebuie să-i arăți că ceea ce se întâmplă la școală este pentru el și despre el. Și îl ajută pe el și are relevanță cu viața lui și cu lumea înconjurătoare. Asta este un lucru fundamental care ține de calitatea educației pe care un profesor o livrează la clasă, modalitatea, măsura în care el reușește să aducă o miză la ceea ce predă pentru copilul din fața lui. Altfel este teribil de abstract și nici învățare nu se poate produce pentru că e complet disociat de realitate. Este ce exemplu să dau? Se întâmplă, din păcate, prea de multe ori, prea des, ca, nu știu, să trebuiască să predai, să spunem, biologie, și iată, tu trebuie să predai acolo ca profesor de biologie, să spunem despre țesuturi vegetale și plante într-un sat care se găsește în inima munților și înconjurat de păduri și nu ai voie să ieși cu copii sau, mă rog, nu ai voie. Este provocator să organizezi lucrurile în așa fel încât să poți să ieși cu copilul din sala de clasă în pădurea care începe la câțiva metri de gardul școlii, să le explici, ok, copii, iată, deci despre asta vorbim, da? E o relevanță și o legătură absolut directă între ceea ce povestim și învățăm noi la școală și natura care ne înconjoară. Asta este doar un exemplu, dar povesteau profesori din program cum copiii, de exemplu, chiar dacă puteau să identifice pe o planșă, să spunem, organele din corpul omului, nu puteau să asocieze asta cu corpul lor. Ok, da, pe planșă, asta aici este o inimă. Ok, și tu ai unde ar fi? Păi nu, că eu nu arăt așa. Da, este un desen abstract. Deci e foarte important ca să reușești să transmiți, să explici copilului cum anume este important ceea ce învață la școală pentru înțelegerea lui și abilitatea lui de a opera cu lumea înconjurătoare. Mm-hmm. Nu creezi miză. Dacă nu e totul, nu este totul. Toceala aia, cum învățam pe de rost, ca papagalul deloc, și... Deloc, trebuie să fie clar de ce să fac acest efort, pentru că este un efort. Pentru un copil care poate mai și muncește pe lângă venitul la școală, este un efort și o alegere conștientă pe care trebuie să fac în fiecare zi. Bine, asta, deci, ar trebui să fie distractiv.
Adică poate să fie și distractiv. Numai că O, da, poate să se fie. Se face lucrul ăsta distractiv. Nici în... Dar trebuie să fie relevant. Bare... Trebuie să fie relevant și faptul că nu suntem prea buni încă în România la a face educație relevantă, se vede din ce știu copiii să facă la 15 ani. Și dacă tu la 15 ani îți dai seama că unul din doi copii poți, chiar dacă pot să citească un text, nu înțeleg ce au citit. Și că unul din doi copii poate reușesc să facă o operație matematică exprimată într-o formulă matematică simplă, dar nu înțeleg ce operație trebuie să facă ca să facă un schimb valutar. Asta înseamnă că ceea ce am făcut noi în sala de clasă este profund irelevant pentru nevoile copilului. Așa astăzi, este. În secolul 21, un copil trebuie să fie literat, pentru că operează cu text oriunde și literat și auditiv. Trebuie să înțeleagă mesajul pe care, să aibă abilitatea de a înțelege și de a procesa un mesaj pe care îl citește, pe care îl aude. Nu reușim să facem asta, ba chiar facem asta din ce în ce mai rău și să aibă niște competențe de bază, de numerație, adică să poată opera cu matematică simplă în viața de zi cu zi. Nu se mai întâmplă nici lucrul acesta. Toată lumea face pe calculator și am văzut tineri la 20 și un pic de ani care nu da, știu să dea un rest sau nu, dacă eu îi dau nu știu mărunt ca să-mi dea alt rest, nu, l-am pierdut cu totul, adică asta se întâmplă în mod frecvent, se vede clar că nu, matematica și școala nu au nicio relevanță în viața de zi cu zi, sunt niște formule pe care le înveți sau nu. De multe ori nici nu le învață, sunt copii din mediul rural care ei ajung să fie clasa a 6-a, a 7-a sau a 8-a, dar nu că ar fi capabil, că ar dobândi acele cunoștințe pentru clasa respectivă. Din două motive, fie cadrele îi trec în virtutea obișnuinței, hai să mai avem copii, hai să rămânem și noi ca și școală cu statut și personalitate juridică, natalitatea este în scădere și atunci își dau seama că e un factor de pericol pentru ei, sau pur și simplu de milă. Hai să-l trecem, că măcar pleacă de la noi cu 8 clase, sunt conștienți că mai departe poate nu se duc. Dificilă, da, pentru că un copil nu poate să repete școala mai mult de 3 ori, să repete clasa de mai mult de 3 ori. Uneori, dacă copilul primește bursă socială, dacă tu îl lași repetent, asta înseamnă că îi iei posibilitatea de a lua acea bursă socială. Sunt niște calcule foarte dificile. E un lanț întreg și dacă scoți o zi de acolo, s-ar putea să... Există școli din mediul rural unde clase întregi de copii se încadrează la aceste burse sociale. Deci de aici poți porni discuția cu învățătorul, cu dirigintele și îți dai seama ce se întâmplă dincolo de clasă, adică ce găsești la ei acasă. Dacă se încadrează la burse sociale, deja îți spune totul asta. Da. Adică... De acum, Raluca, deci trebuie să te contrazic cu ceva, că mie mi se pare, din experiența mea, eu ce am văzut este că, indiferent de codul poștal al casei familiei și indiferent de cât de mult câștigă părinții, copiii pot să aibă exact același potențial pe care tu, profesor, este datoria ta să-l explorezi și să-l găsești și să îi dai ocazia să se manifeste. Și eu văd că are sens și dă rezultate să ai așteptări foarte înalte și de la copiii din mediul rural. Copiii din mediul rural nu ar trebui să avem așteptări diferite de la școală față de ei. Nu sunt cu nimic mai puțin capabil cognitiv sau... Pur și simplu au poate neșansa, în primul rând, de a avea baza de minus 1, care le-ar da premiza ca din clasa 0 să pornească la fel cu toți ceilalți copii din clasă. De exemplu, dacă tu până în clasa 0 sau până în clasa 1 nu ai văzut niciodată o carte, nu știi cum se ține o carte în mână, nu ți s-a citit, ți s-a explicat noțiunea de cuvânt, de literă, nu s-a conversat foarte mult cu tine, vocabularul la care ai fost expus este foarte limitat. De dinainte să începi prima zi de școală, ești la un dezavantaj teribil de mare față de restul colegilor tăi care au primit asta acasă. Normal. Da. Iar misiunea învățătorului, care, mă rog, este meseria lui, ca în primii ani de școală să te învețe să scrii și să citești, este foarte grea. El,
este învățat să lucreze cu toată clasa în primele zile de școală și în primul an și apoi în al doilea, la fel cu toți copiii. Da. Dar tu ai copii care pornesc de aici și copii care pornesc de aici în această cursă. Și nu știi cum să faci să le dai un început să echitabil. Șanse egale până la urmă de la un punct încolo. Asta e o chestiune tehnică de cele mai multe ori, de fapt. Poți să instruiești educatorii și învățătorii ca să-i susțină pe copiii care au, mă rog, să numesc preachiziții, care au aceste preachiziții la un nivel mai scăzut față de ceilalți colegi din clasa lor. Și după aia vezi cum copiii înfloresc. Și e așa o realitate teribil de cinică în România că nivelul de, o să mă leg de asta cu de subiectul acesta, literația, că este mai concret și mai ușor de simțit. În România și nu numai, de fapt, nivelul de literație al unui copil, cât de bun cititor este, cât de bine înțelege ceea ce îi se spune și audiază, ține de venitul familiei lui și nu de IQ-ul copilului. Ține mult mai mult de câți bani are familia decât de capacitatea cognitivă a copilului. Credeți asta? Așa ne arată studiile, da. Da. Păi cum? Cum vine asta? Păi pentru că... Nu și de IQ. Ține mult mai puțin de IQ decât de... Adică realitatea pe care o vedem astăzi. Cu acești copii care sunt cam jumătate din populația României, de copii de 15 ani, care suferă de analfabetism funcțional, ei nu suferă de analfabetism funcțional sau unii chiar de analfabetism primar, adică nu știu să recunoască toate literele alfabetului. Mm-hmm. Nu se întâmplă asta pentru că nu au abilitățile cognitive ca să învețe să scrie și să citească, ci pentru că au pierdut un moment, la un moment dat, iar apoi dintr-o dată nu a mai fost, cum să spun, nu a mai fost prioritatea nimănui sau treaba nimănui ca să recupereze copilul respectiv. Dacă tu ajungi aproape unul din doi copii din mediul rural, care termină clasa a patra și intră în clasa a cincea, au dificultăți de citire. Asta este analfabetism primar. În clasa a cincea, nu mai sunt nimeni cu copilul să recupereze, să-l învețe să scrie și să citească. Se presupune că ar fi trebuit să știe deja. Și acum începe leapșa vinei. A, este vina învățătorului că nu l-a învățat. Ba nu, este vina părinților că nu l-au dus la grădiniță sau că nu i-au citit acasă. Ba nu, este vina dirigintelui că nu știu ce a făcut. Ba nu, este vina... E, și tot așa leapșa vinei. Și de la un an la altul, copilul rămâne... Mai ales dacă este așa un copil invizibil, care nu face probleme, hai, îl trecem. Îl trecem și intră a cincea, și intră a șasea, și intră a șaptea, și intră a opta, ajungem la examenele naționale și ai un copil care ia puțin peste punctul din oficiu. Pentru că nu știe să citească, da. Primul rând, textul. Am văzut și da, asta doar ca corect, să ilustrez ce se... Adică nu ține neapărat de... Da, adică ce vreau să zic este că realitatea noastră de azi se datorează mult mai mult venitului părinților decât, nu știu, unei lipse, unei provocări de ordin cognitiv sau de capacitate efectivă a copilului. Aici sunt de acord cu tine, da, veniturile familiei, cât și importanța pe care acel părinte o acordă educației. Sunt părinți cu venituri mici, dar care știu că acea doamnă, profesor sau diriginte e în vârful piramidei și ascultă, țin cont de toate îndrumările pe care le primesc. Sunt acele ședințe cu părinți care în mediul rural sunt mai puțin formale, ei se cunosc între ei și atunci sub diverse forme se întâlnesc în comunitate și doamna le mai atrage atenția părinților. Unii sunt receptivi, țin cont, unii îi trimit la diverse activități, alții nu. Aici aș spune că nu ține neapărat de venitul familiei, ci mai degrabă și de deschidere și de importanța pe care tu ca sunt părinte... Sunt mulți factori. Da. Sunt mulți factori. Într-adevăr, da. Școală, adică de câtă școală au făcut chiar ei, membrii familiei. Și ne plac, cred tuturor, că foarte mult cazurile acelea de copii foarte săraci care au ajuns niște oameni extraordinari.
extrem de inteligenți, cu niște funcții uimitoare. Adică sunt și cazuri de genul acesta. Da. Sunt mai rare, de aceea și atrag atenția atât de mult, dar sunt cazurile care cred că impulsionează foarte mult și sunt un exemplu pentru foarte mulți copii și eu una asta aș face. Deci aș căuta cazurile astea și le-aș prezenta copiilor pentru că mi se pare cel mai exemplu viu, este cel mai elocvent și ăla este, zic eu, că îți dă dorința de a învăța, e un model în viață, vreau să ajung și eu așa. Adică e acel star pe care, acea vedetă pe care o aduci în fața copiilor, o scoți la tablă cu ghilimele de rigoare și zici, uite, el e unul care din rândul vostru s-a rupt și uite la cum unde este. Întotdeauna mi-au plăcut cazurile de genul ăsta și mă emoționează și mă impulsionează și îmi dau speranță că se poate. Ce se mai întâmplă în... la firul ierbii, cum ți-a plăcut ție să spui. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă în sensul de ce facem ce noi? De ce te mai lovești? Ce se întâmplă în ce teren? Ce facem noi concret? Cu beneficiarii noștri din cele două județe avem activități punctuale, adică ce facem în județul Buzău, nu facem în Ilfov și invers. În județul Ilfov, aici în comuna Găneasa, cum spuneam, am construit un centru educațional și avem un program, Școala de Duminică se numește. Aducem copiii din comunitate, sunt aceiași copii, vin în fiecare duminică la noi și încercăm să facem o școală altfel pentru ei. Într-un cadru vesel, primitor, plin de culoare, copiii vin, încercăm să le îmbunătățim abilitățile de literație și numerație atât cât se poate. Sunt copii de ciclu primar și gimnazial, dar pe ei toți îi luăm aproape de la zero. Le dăm o masă caldă și apoi încercăm să facem cu ei alte module și activități care, din punctul meu de vedere, sunt foarte utile în dezvoltarea lor, dar nu se fac în programa școlar. Tot ce facem, facem cu voluntari, cu oameni care fie au experiență în modulul respectiv, fie nu. Sunt întrebată adesea, știi, îmi place ce faci, vreau să vin ca voluntar, dar oare mă pricep? Și eu, știți ce le răspund? Le spun așa. Trebuie să iubești copii, adică să-ți facă plăcere, poate să iubești, să-ți facă plăcere să lucrezi cu copii și să ai într-o duminică 2-3 ore. Sigur te potrivești să înveți ceva. Vino într-o zi ca invitat, fii observator, vezi ce se întâmplă. 100% vin pentru că le place ce se întâmplă acolo. Și vă dau un exemplu ce face. Prietena mea, farmacist, face educație sanitară cu ei. Îi luăm de la apă și săpun și ne asigurăm că și acasă au periuță, pastă, săpun, că la început nivelul era, recunosc, mai sus, adică încercam să fim mai elevați cu ei, încercam să-i ridicăm cumva la un standard și ne-am dat seama, hai să pornim de la cum e la voi acasă. Așa a început discuția. Și când afli că într-o cameră copiii dorm, copiii se spală, acolo mama spală, acolo e și bucătărie, sunt patru pereți. Atunci am luat biroul, acolo se fac birou. Știi cum e? Pe ce scrieți voi, fetelor? Că așa a început. Păi știți, doamna, avem așa un bolțar. Nu cred că știți ce ai mai zis. Zic, ba da, știu ce înseamnă. Deci bolțar e o cărămidă mai mare pe care ele stau și acolo pe un colț scriu. Acolo mama gătește, acolo spală. Bine, unde spălați? Păi într-un lighean. Sper că în ligheanul în care spală mama farfuria nu vă spălați și voi. Deci așa am început și am ajuns să le cumpărăm această recuzită de bază, că degeaba le înveți dacă n-au acasă instrumente. Au primit periuță ca să-și taie periuță, forfecuță, unghieră. De aici am plecat. Le cumpărăm periodic, dar ne și asigurăm că le folosesc. Altfel degeaba le zici teoretic. Știți, ne spălăm zilnic, știți, ne schimbăm copiii, nu făceau diferența între hainele de școală, hainele de casă și hainele de dormit. Adică nu știau termenul de pijama. Copiii zilelor noastre, copii din Ilfov, unde zici că e zonă metropolitană, De lângă București, adică la o aruncătură. Da, nu munții Buzăului, nu, lângă București. Nu știau termenul de pijama, adică cu hainele cu care stăteau în curte, se duceau la gârlă, pe Maidan, pe unde umblă, dormeau. Așa era, pentru că așa au văzut probabil acasă, pentru că mama, care e motorul familiei, nu le-a învățat, n-a știut, nu știm ce se întâmplă exact, dar asta identificăm. Revin. Educație financiară pe înțelesul lor, să recunoască banii, să știe să primească un rest, să știe să dea restul. Ce mai facem? Educație digitală pentru că le place. Că au televizor în casă, au telefon și atunci încercăm să scoatem în evidență partea bună. Nu punem etichetă, știi, telefonul nu este bun. Nu, este bun, dar cum este bun când îl folosim, ce căutăm pe telefon, diverse. Avem kinetoterapeut, vine și face nutriție, sport, viața sănătoasă. Încercăm să scoatem în evidență beneficiile unui trai în mediul rural.
Sigur, ei toți își doresc la București, la mall, parcuri, e mai frumos Bucureștiul când vin într-o excursie, dar hai să scoatem în evidență și comunitatea în care voi sunteți, ce e frumos aici, uite, pentru un copil care crește între betoane sau pentru un părinte de copil scoate bani în fiecare weekend să-i ducă într-un spațiu verde. Voi aveți satul între două păduri. Suntem cu centru pe marginea lacului. Hai să o luăm la pas, hai să fie curat în jurul nostru, hai să facem ceva frumos. Psihologul, nu mai zic că are de lucru cu ei și știe cel mai bine cum să le crească stima de sine, cum să, să lucreze cu ei. Astea sunt câteva exemple de voluntari, de oameni care au sau nu au experiență, dar se alătură unui proiect social. De fapt, cred că oricine poate să vină acolo și să învețe câte ceva din meseria lui, din ceea ce face în fiecare zi. Din meseria lui, cred că poate împărtăși cu copii anumite... Economist vine și le predă actorie și acum încercăm cumva să facem un eveniment caritabil, cât să strângem niște fonduri, să ne asigurăm sustenabilitatea centrului și îi învață pe copii. Încercăm să punem în scenă un spectacol așa, cu resursele și priceperea noastră, dar îndrumătorul este un economist, deci nu un actor, nu un om din sfera culturală. Deci fiecare poate ceva. Eu de aici plec. Eu vin la acest spectacol 100%. Da, cu drag. Avem nevoie de oameni aștept, ca tine. Abia aștept să-mi spuneți când are suntem loc. Suntem onorați. Mulțumesc. Oricum, acest proiect, ca spuneai mai devreme, nu e legat doar de abandonul școlar. Oferiți mult mai multe lucruri copiilor. Am văzut că faceți sunt asociații care fac terapii cu ei, de exemplu, pentru cei care au nevoie. Le oferă o masă caldă, le oferă haine, le oferă, adică absolut tot încercați să le oferiți tot ce au nevoie. Lucrăm cu 21 de ONG-uri din care activează în comunități locale, la firul ierbii, iată, peste tot în România, lângă București sau în sate izolate din Moldova sau în zonele periurbane ale orașelor din România. Bun. Și spectrul de servicii pe care le oferă aceste ONG-uri pe care le susținem e destul de variat, de la, într-adevăr, de la asistență socială, bunuri, educație remedială, activități extracurriculare pentru copii, până la educație parentală, ore de terapie, educație vocațională, etc. Foarte multe paliere. Da. Și când zicem că susținem ONG-urile acestea, noi ce ne-am dat seama este că în România ce se întâmplă astăzi este că există un număr mare de organizații foarte inimoase și cu un simț al realității foarte, foarte ascuțit, care cunosc comunitățile foarte bine, care cunosc realitatea oamenilor din comunitățile defavorizate, știu să facă treabă foarte relevantă pentru ei, dar pe de o parte au probleme de sustenabilitate financiară, nu știu să atragă fonduri, au probleme de planificare și de gestionare a muncilor, astfel încât ceea ce fac să fie sustenabil, să poată să crească, să poată să-și permită să ajungă la mai mulți beneficiari, să își clădească niște echipe care să le permită să reziste peste ani, să-și creeze expertiză în interiorul organizației. Logistica ne omoară, practic, logistica ne omoară și capacitatea de organizare efectivă și de viabilitate, sustenabilitate a organizațiilor, pentru că cea mai mare parte dintre aceste organizații sunt conduse de niște oameni care trăiesc așa, face parte din viața lor, din identitatea lor, din cine sunt. La fel ca la Luca, sunt oameni care se dedică din niște rațiuni personale, emoționale și sunt trup și suflet în misiunea pentru care lucrează. Foarte apropiați de beneficiarilor, de copiii cu care lucrează, de familiile lor. Dar asta nu este suficient. Dar nu se pricep la ce stă în spatele unui...
Acolo unde ți-e pasiunea, acolo o să dedici și cel mai mult timp. Dar este important în acelea, e important de asemenea să ai un pic de sprijin pentru a te asigura că ce clădești este trainic și că și îți vei permite să faci asta și peste un an și peste 2 ani. Și potențialul maxim. Pentru că exact. Și aici, adică tu ai potențial, exact. Dar nu știi cum să ajungi la el, nu știi cum să exploatezi ceea ce faci. Exact, exact, exact. Și din perspectiva asta, în ultimul an și jumătate, am lucrat cu cele 21 de ONG-uri și pe procese de planificare strategică și pe... Și vedeți schimbarea? Se vede în acest un an și jumătate? Se vede? Preiau ștafeta, da. Pentru mine, ca om fondator al acestei organizații, deci luată de la zero și fără experiență în zona de ONG-uri înainte, pot să spun că a fost cea mai bună școală de ONG-ză. Adică eu am început acest proiect cumva cu zero experiență. A fost așa un proiect de suflet și am mers pe un drum și l-am construit cu bune și rele, cu provocări și reușite, așa cum am simțit, gândit eu. Din greșeli, din ce auzeam stânga-dreapta, eram așa ca un burete. A început totuși într-un an sabatic, deci aveam timp cumva și mi-am reconfigurat traseul profesional 100%, fostă corporatistă, în prezent ONG-istă, deci nu, nicio tu, legătură, tu, da, nici măcar pe social, nici pe educațional. Da, mulți așa zic, da. Nu, pentru mine a fost extraordinar, pe lângă faptul că ne-am cunoscut noi mici cu mici și atunci am auzit de provocările fiecăruia. Doi, am avut acces la niște resurse extraordinare pe care nu mi le permiteam financiar să plătesc. N-am voluntar expert în domeniul, nu știu, atragerii de fonduri, în parte de comunicare, de social media. Nici eu nu mă pricep la toate. Știu ce fac bine. Făcut, da. Corect, nu ai timp să le faci pe toate. Nu ai cum ce să faci? Să atragi sponsori, să selectezi beneficiarii, să te duci în teren, să gestionezi o donație, o sponsorizare, adică efectiv descărcat camionul de produse, sortat, pregătit, ce se totul potrivește... Totul este aici, muncă, cu o mână de este... oameni, da? Pe de altă parte, să fii transparent față de sponsori. Eu zic că asta a fost atul meu întotdeauna pe sponsorii mari, principali, tradiționali. Am invitat alături de mine pe teren, am mers împreună cu echipe din cadrul companiilor. Această transparență a prins foarte bine și uite că i-am fidelizat, dar revenind la proiect... O serie de instrumente, o serie de tool-uri pe care, sigur, le aplici, lucrezi cu ele și, nu, ceva extraordinar. Adică și îți rămâne mult timp de acum încolo, pentru că ne-au creat o bază de date și o infrastructură unde le avem și unde ne întoarcem la ele și ori de câte ori ne lovim, avem contactul reprezentantului sau specialistului din zona respectivă. Și noi cu ce putem ajuta? Eu. Oamenii ca mine. Împreună pentru educație se va termina în câteva luni, dar asta este, cum să spun, începutul. Mie mi se pare teribil de important ca fiecare dintre noi, indiferent unde locuiește, să se uite un pic în jur la... Care sunt oamenii, acești shakers and movers, care fac lucruri pentru comunitățile din imediata lor apropiere? În ce cauze ai putea să te implici? Cum ai putea să fii voluntar? Ai putea poate să, nu știu, îți dăruiești ziua de naștere unei organizații care va face ceva de impact pentru comunitatea imediat de lângă tine sau pentru o cauză care îți este foarte apropiată sufletului tău? Eu aș spune că ce putem să facem este să ne exersăm acest mușchi civic al implicării în cauzele care ne sunt apropiate nouă, că este pentru comunitatea noastră sau că este pentru un subiect care ne atinge în mod particular. E și un exercițiu de civism și de viață frumoasă și sănătoasă, aceea de a dori să contribui și pentru alții. Cred că cu toții ne-am simțit mai bine dacă am exersat și acest
această deprindere, acest mușchi. Deci asta e invitația mea. Cred că asta putem face. Și eu cred că dacă cei care ne-au ascultat acum cu siguranță vor fi mișcați de prezența voastră și de felul în care vorbiți și cum sunteți voi două și că transmiteți așa o energie bună. Eu, de exemplu, gata, am pus ochii pe Raluca și vreau să vin acolo să facem lucruri împreună. Contează să cunoști oameni ca voi și să-și dea seama că da, pot face ceva foarte ușor și că e un lucru foarte important și că va conta foarte mult aportul lor. O, da. Pentru niște copii și pentru o, da. Și uneori să produci schimbarea și să-i faci să se simtă bine, chiar nu-ți trebuie niște fonduri extraordinare. Adică toată lumea e vorba despre bani. Gândesc, e exact, vorba și despre bani, dar nu doar fără despre bani. Nu poți să faci, dar uneori poate ai nevoie doar de timp și energie. Exact. Să fii acolo, să petreci timp cu ei, să-ți aduci niște jocuri de acasă de la tine sau să îi duci într-o excursie care nu costă atât de mult, că poate găsești o sponsorizare la transportator, găsești niște obiective atractive pentru copii și unde fiind ONG nu plătești biletele de acces, dar copiii rămân cu niște amintiri și îi faci să se simtă extraordinar. Dincolo de ce le oferi material, cum îi faci să se simtă? Și aduc aminte că a venit doamna la noi, că, nu știu, ne-a adus un invitat, un acel star, o vedetă locală, o habar n-am pe cineva, da, care să le transforme o zi obișnuită de școală într-o zi altfel. Uite, apropo de o zi altfel sau o școală altfel, ce am identificat și ce vreau să fac într-o școală de sat cu mai puțin de 20 de copii? Școala e mare ca și clădire, adică are încăperi nefolosite, toți sunt adunați, o mână de oameni într-o încăpere. A fost prima vizită, am identificat niște nevoi, am zis ok, pot să vă ajut cu asta, cu asta. Dar pe drum ce m-am gândit? Mă, ce să fac cu acei patru pereți care sunt acolo? E o încăpere, wow, ce fac? Și m-am dus săptămâna trecută și am zis, doamne, arătați-mi sălile de clasă, alea goale. Ne-am dus noi din sală în sală, am zis, ce părere aveți dacă eu găsesc forță de muncă, sponsor, să transformăm o sală a noastră de clasă într-un loc de joacă, de activități recreative și de un așa zis centru comunitar, unde să facem o școală a părinților, dar nu ceva rigid, un cadru informal, adică să-l colorăm vesel, să-l mochetăm cu un mobilier simplu de la Ikea, care nu e atât de costisitor, dar impactul e wow, cu niște jucării vesele, colorate, în condițiile în care sunt încăperi mari, de 40-50 de metri, să le dai viață. Știi cum e, deschizi o ușă, totul e gri, că intri într-o școală de sat, totul e ponosit, au 40-50 de ani acele săli de clasă, de obicei frig, de obicei cu geci pe ei, cu ceai le face doamna să îi încălzească puțin. Asta zic apropo, ei cognitiv sunt în regulă ca toți ceilalți copii, dar până să înceapă ora, până la ora 8, ei au niște provocări. Unii merg o oră pe jos, vin de prin cătune, pe jos, plin de noroi, uz la picioare cu ghetuțele sub sobe, dacă au, sau sub calorifere, morți de foame, în fine, nu mai zicem așa. Revenind la încăpere, da, asta vrem să facem, să dăm viață și culoare și școala să fie un centru al comunității, să aibă și ei un loc unde să se joace, să fie o încăpere deschisă. Am obținut acest acord, adică nu o să fie genul ăla de școală încuiată și cu program. Nu, e o încăpere a comunității, noi o facem, dar să ne garantați că ușile vor fi deschise pentru copii și pentru părinți. Dar autoritățile locale vă ajută? Din ce punct de vedere? Ne pun doar la dispoziție încăperea. Asta. Inclusiv da. Asta. Că da, 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 am obținut acceptul. Acum cumva mingea este la noi în teren. Să găsesc voluntari, forță de muncă și resurse materiale cât să implementăm acest proiect. Dar sigur o să-l facem, da. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit și eu deja știu ce voi face în perioada următoare, că o să vă vizitez și o să vin pe acolo pe la voi și așteptăm și piesa de teatru sau ce spectacol puneți în scenă cu domnul economist. Ceva reușim noi, da. Actor. Și vă mai așteptăm pe la Creșteri Mari să vorbim. Poate la finalul proiectului să tragem așa o linie și mă bucur foarte mult că ați venit astăzi, m-am simțit extraordinar, mi-a dat un vibe bun și vreau să fac bine, vreau să fac mai mult, vreau să vă cunosc mai mult și cu siguranță nu este prima și ultima noastră întâlnire. Mulțumesc foarte mult că ați participat și ne-ați ajutat să creștem mari mai mult decât v-ați închipui. Mulțumim foarte mult că ați venit. Și noi avem nevoie să creștem mari. Absolut.